Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit din nou la un nou clip. Mă aflu din nou la țară, la bunici, la animăluțe. Și am zis să mai fac o scurtă filmare. Știți că vă ziceam în celălalt clip că această femeie ar trebui să înfete pe data de 27. Din păcate, nu mi-a fătat nici până acum. 29, pardon. Nu știu care-i treaba cu ea. Ideea e că pare că are burtă. Deci, acum să ghemuită, dar chiar se lasă, are burta mai lăsată. Într-adevăr că hicolii au burta oarecum mai lăsată decât alții iepuri. Le atârnă oarecum așa pe podea, dar ea oare mi se pare mai lăsată decât de obicei. Dar văd că nu a fătat. O mai las câteva zile dacă nu o bag din nou la montă. I-am băgat acum la lucernă. Aici jos, după cum știți, mai aveam 3 iepurași, dintre care 2 v-am zis că o să-i dau zilele respective atunci, în zilele, am zis că peste 2 zile am făcut clip undeva pe la Crăciun și v-am zis că în 2-3 zile o să-i dau și mai rămânea unul și am zis că o să vină cineva după el. Văd că nu s-a ținut de cuvânt, așa că astăzi l-am sacrificat. Avea 3 luni de zile și a fost undeva la 1,4 kg de carne în carcasă. Eu zic că e ok pentru un iepure de 3 luni de zile. Ea este mămica lui. Imediat o să vă arăt și ceilalți doi iepuri. Am băgat o femelă la montă. Văd că nu prea vrea să stea, iar mâine o să încerc să o montez pe această femelă. Ea este una dintre cele mai bune mămici ale mele. Adică bune în sensul că prinde foarte repede pui, nu am probleme cu ea, pe când așa ca și creșterea aceasta este cea mai bună. Mi-a crescut și 17 pui. Mi-a fătat odată 21 de pui, deci nu exagerez cu absolut nimic, însă mi-a jumătate când am venit eu la ea a doua zi erau morți. Jumătate trăiau, dar nu au avut grijă de ei. Probabil erau mai mici decât ar fi trebuit. Gândiți-vă că totuși 21 de pui este un record, cel puțin pentru mine, 100%. N-am mai avut niciodată. Chiar atunci când mi-a făcut 17, deja mi se părea ceva fabulos. Și la următoarea montă mi-a făcut 21. Dar din păcate nu i-a ținut. Dar pe cei 17 i-a ținut pe toți, mai puțin unul care a rămas mai mic el pe parcurs. Deci ceilalți erau dublu față de el. Și a murit, dar mi-a dus 16 pui cu brio, deci eu consider că e destul de ok, adică față de alți iepuri care duc 6-7 pui. Și aici jos, imediat, am băgat femela la mascul, i-am tot urmărit, dar nu vrea, ia uitați, s-a băgat acolo, în izlea cu fân, o să o scot acum, să las mai jos fânul, să nu mai poată să intre. El tot încearcă să o monteze, dar nu stă, nu știu care e chestia. Data trecută a stat, dar nu a prins. Deci mi-a fătat de 2 ori femela, deci nu e problemă cu ea, prinde pui, nu e sterilă. Mi-a fătat de ambele ori, de fiecare dată mi-a fătat undeva între 7 și 10 pui, i-a dus pe toți cu brio. Deci n-au fost probleme de genul. Și acum văd că nu a luat. Data trecută am crezut că a prins, pentru că a stat. L-a lăsat și ar fi trebuit să înfete undeva pe 25, deci de Crăciun. Nu mi-a fătat și am zis să o bag acum la montă. El o tot caută. Imediat o să scot eu fânul de aici. Să o scot pe ea de acolo. Nu știu dacă o vedeți. E băgat acolo. Să o scot de acolo și să nu se mai bage acolo. Pentru că ea se bagă, el tot aleargă după ea și ea dă să se bage acolo. Ia uitați bursucii. Au făcut 2 săptămâni. Au deschis ochii. Ieri parcă. Ia uitați ce sugă aici. Unul e băgat aici, jos de tot. Ia uite-te. Este foarte cuminte. După cum vă ziceam și în filmarea trecută, este la prima fătare. Momentan a avut grijă de ei. Deci sunt 2 masculi. Cred că acesta este unul dintre masculi. Da, pentru că este mai mare. Și mai este încă unul, iar restul 5 sunt femeluțe. Toți au cam aceeași culoare, un gri mult spre negru, ba 3 dintre ei sunt chiar negri, dar și acel gri nu este gri-gri, pentru că am și culoarea gri, am avut femele care mi-a făcut gri-gri și sunt mult mai deschiși, deci aceștia vor fi toți negri, după prima năpălire o să se închidă total la culoare. Mi-aș fi dorit să fi făcut și unul alb, dar na, din păcate nu, adică din păcate. Eu sunt bucuros că ei sunt sănătoși și asta e tot ce contează. Albii sunt mai rari. Deci, cei care cunoașteți rasa, dacă vă uitați și încercați să căutați, să achiziționați un pui de genul,
găsiți mult mai greu. Peste o săptămână o să încep să le introduc ușor și mâncarea în alimentație. Cum procedez eu? Le înmoi bobițele, le fac o pastă și le amestec cu lapte praf și le dau. Așa am făcut mereu, de la 3 săptămâni cam până pe la o lună și un pic. Și apoi încep să le dau bobițe de junior, starter. Aici e destul de bine, sunt adăpostiți. Unde mă aflu acum e o fostă magazie, unde se depozitau cereale. Nu s-a desfințat-o. Și aici mai bag femelele când am pui la ele, mai ales iarna. Bine, nu prea mi se întâmplă foarte des să am pui iarna, dar când dacă se întâmplă să fie așa, să am un adăpost unde să le bag, să le fie cât mai bine. Că totuși, până acum nu au fost temperaturi foarte scăzute, dar au fost și minus 4, minus 5 grade. Dar ei n-au probleme, mai ales că sunt o rasă nordică, ei de mici sunt foarte rezistenți la frig. Sunt câini nordici, câini din Siberia, deci de acolo le este origine, așa că e normal ca de mici să fie rezistenți. Da băi, da băi. Deja au început să se joace, ia uitați cum face gălăbuța. Au început să fie jucăuși, da băi, pilicule. Ia uitați cum mărâie. Da, acum o să-i las să mănânce aici liniștiți și o să merg și la și în curtea unde ținem păsările. Ia uitați, am ajuns și aici în curtea unde, că v-am zis, avem două curți. Într-o parte ținem găinile, sunt separați pentru că unii dintre husky au probleme cu păsările și în cazul în care ar scăpa de acolo din țarcul lor, le-ar omorâ, nu le-ar mânca, dar le-ar omorâ. Deci, ca și cum le-ar vâna. Le apucă de gât pur și simplu doar până moare găina, apoi nu se atinge de ea. Aici sunt mai mult, din câte știu, tineret de anul acesta. Mai sunt și găini mai bătrâne, dar în mare parte este tineret. Nu mă întrebați ca rasă, că nu știu să vă spun. De exemplu, acest cocoș e corcit cu Brahma. Deci sunt câteva corcituri, metișuri. Deci sunt metișuri din mai multe rase. Și acesta este din nu știu ce rasă. Știu că am luat ouă de la mai multe persoane. Mai de mult, acum câțiva ani, am scos câțiva de rasă și apoi s-au încrucișat. Imediat o să merg și în partea cealaltă, că mai sunt și pe acolo prin curte. Am și un cocoș de australop foarte fain, imediat vi-l arăt. Acela este rasă pură. După cum vedeți, deja a început să ningă și a început să se așterne zăpada. Asta se vede în grădină, unde nu umblă nimeni și, de exemplu, pe aici este nămol, adică s-a făcut o grămadă de noroi. Dar acolo, dacă nu calcă nimeni, o să se strângă. Dacă ninge până dimineață, se va face un strat consistent de zăpadă. Bineînțeles, se va face peste tot, că la noapte va îngheța. Dar deja pe aici a început să... E pentru prima dată în iarna aceasta că ninge la noi în zonă. Stați că nu mă înțeleg cu cocoșii, cântă în continuu. De exemplu, eu sunt din Turnul Severin, în oraș nu a nins deloc. Ia uitați, el este Bruno. S-a murdărit acum pentru că este noroi pe jos. El este format, este un metis din două rase. Inițial am luat, crezând că e coli, mi-am luat țeapă acum câțiva ani, de la o doamnă crescătoare din Timișoara. Na, dacă ei consideră că așa trebuie să facă cu oamenii, le urez succes în continuare. Bineînțeles că eu m-am atașat de cățel și l-am păstrat. Deci este din coli. După cum vedeți, blana aici are alb după cap, maro. Ia uitați, acesta este cocoșul de australop de care vă ziceam. Este un exemplar destul de frumos. Nu mă pricep foarte bine la găini, deci să nu mă întrebați, că nu știu foarte bine. Adică știu rasele așa în mare, dar nu mă ocup cu găini și nu... Dacă m-aș ocupa de ele în special, aș ști mai multe despre ele. Deci mai sunt câteva pe aici și câteva sunt aici înăuntru. Ia uitați-le acolo. Nu știu câte sunt în total la număr, cred că în jur de vreo 40-50. Da, deci cam asta a fost și cu clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și ne auzim pe data viitoare.
Pa, pa!